Polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din cadrul punctului de trecere al frontierei Porțile de Fier 1, județul Mehedinți, au confiscat în urma unei acțiuni desfășurate pe linie combaterii traficului cu produse accizabile 2480 de pachete cu țigarete netimbrate. Țigările, având ca proveniență magazinele Duty Free, au fost descoperite ascunse bine într-un autoturism a cărui carosărie fusese special modificată pentru traficul ilicit cu țigări de contrabandă. S-a prezentat la intrarea în țară un tânăr din Drobeta Turnul Severin, care conducea un autoturism Citroen C5, o mașină destul de voluminoasă, iar la începerea controlului vamal, lucrătorul vamal, care are în dotare un câine antitabac, câinele SID, a utilizat câinele la control, în sensul că, văzând un tânăr cu o mașină așa de, să zic, și scumpă și valoroasă, câinele a început într-un mod agresiv să marce anumite locuri din autoturism, ducând la suspiciunea că, în mod sigur, sunt țigări. Foarte interesant este faptul că țigările au fost foarte bine desimulate, în sensul că au fost confecționate locașuri speciale, bine protejate, acoperite cu componentele autoturismului, mai precis, bara față, bara spate, semiarit, podeaua întregului autoturism. Un număr de 5-6 lucrători vamali, pe parcursul a 3-4 ore, nu au făcut altceva decât să demonteze autoturismul. S-a utilizat instrumentarul din dotare, precum și polidiscul, pentru a tăia anumite componente din caroserie. Surpriza a fost pe măsură. Într-un autoturism au fost disimulate 248 de cartușe, aproape 5 baxuri, o cantitate impresionante. Țigări marca Marble, fără timbru, provenite din Serbia, de pe Piața Neagră din Serbia, nu din comerțul legal. Până acum v-ați mai întâlnit cu o situație, adică cu un autoturism cât de cât scump, nu vorbim despre autoturisme ieftine, care practic să fie prelucrate special pentru traficul acesta de țigări netimbrate? Am mai avut cazuri, dar cazuri la dimensiunea aceasta nu. Deci era o întreagă operă, efectiv, cu ghilimele de rigoare, care această mașină a fost într-un serviciu specializat, așa ceva, și modul cum a fost ascunse, modul cum s-a sudat locurile la loc când s-au introdus țigările, iar la destinație, la scoaterea țigărilor, se tăiau acele afturi de sudură ca să poate fi scoase. Pot să spun cu certitudine că dacă nu aveam în dotare câinele, greu un lucrător vamal presupunea că în astfel de mașină și-a permis să o taie în acest mod. E un semnal, lucrătorii vamale au înțeles că trebuie să efectueze un control mai atent, să nu mai țină seama de calitatea autoturismului, de persoana care o conduce, că pot să apară surprize la orice autoturism care intră în țară. În același timp, ce s-a întâmplat cu autoturismul și cu tânărul acesta? Da, deci urmare descoperirii de la care am făcut referință, autoturismul, pe motivul că au fost aduse modificări celor din fabricație, a fost reținut în vederea confiscării, cu certitudine va fi confiscat, iar pentru fapta comisă, respectiv de sustragere de la controlul vamal, de declarare, neprezentarea produselor accizabile, tânărul a fost sancționat cu amendă contravențională de 10.000 de ron, deci de 100 de milioane.